Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Dacă sunteți printre primii care se uită la clipul nostru din seria Crypto Vineri, cel mai probabil o faceți într-o sâmbătă dimineață. Montăm atât de repede vineri seara încât până procesăm noi se face sâmbătă. Dar mai bine să trecem la treabă și o să începem ca de obicei cu sfatul nostru favorit. Da, știi deja, nu investi decât banii pe care ești pregătit să-i pierzi și da, știu că a făcut și John Oliver o emisiune la HBO și a folosit același text. Mulțumesc tuturor pentru mesajul și pentru atenționarea că ne-au furat ideea. Sunt convins că cei de la HBO se uită la noi în fiecare vineri, sâmbătă dimineața și ne fură ideile. Sau nu? Dar mai bine să vorbim despre cum cumperi Bitcoin astăzi, pentru că tu de-aia te-ai uitat până acum, vrei neapărat să cumperi. Și ai, să zicem așa, te-ai gândit să bagi între 10 și 1000 cu accent spre 1000. Ar fi bine dacă ai băgat doar 20 la început, că am mai vorbit despre chestia asta, dar hai să vorbim despre cum faci să bagi primii bani în siguranță. În primul rând, pentru că e plin de țepe. Și sunt oameni care îți promit că o să-ți dea și criptomonede gratis. Dacă urmăresc, spre exemplu, pe Twitter conturile Tesla sau lui Elon Musk, imediat vezi că apare un băiat acolo care spune: wow, foarte tare, Elon! Uite, fac un concurs chiar acum! Dacă vrei și tu 2 Ether, trimite 0,1 Ether la adresa asta și eu îți trimit imediat înapoi. Și după care mai răspund încă 10 conturi false care spun: da, și eu am trimis și am primit înapoi Ether. Și sunt false. Și nu sunt singurele. Și sunt multe alte țepe pe internet, inclusiv cu prin nigerieni care vor să-ți trimită bitcoinii lor. Tocmai de aceea, sfatul nostru, din nou, rămâne același. Ce pare prea frumos ca să fie adevărat, este prea frumos ca să fie adevărat. Adică nu e adevărat. Adică va fi probabil o țeapă. Sunt șanse foarte mari, spre 120%, ca nimeni să nu vrea să-ți dea nimic gratis vreodată doar pentru că i-ai dat tu follow sau retweet pe Twitter. Să fim serioși. Și pe de altă parte, știm cu toții, nu există regate în Nigeria. Sau există? Așadar, să revenim la subiectul discuției de astăzi. Am depășit faza cu țepele, nu tot ce zboară se mănâncă, cum cumpărăm Bitcoin pe bune. Acum, era o idee bună să fi cumpărat zilele trecute când a anunțat Google că oprește toată publicitatea pe internet. Pentru că Bitcoinul a coborât din nou destul de mult. La ora la care noi filmăm avea sub 8.000 de dolari, în condițiile în care în decembrie se dusese spre 20.000 de dolari. Și o să zici, aoleu, o investiție proastă. Pe ultimele 3 luni, da, a fost o investiție proastă. Dar dacă te uiți la care era prețul acum câțiva ani, este o investiție foarte bună. Adică Bitcoinul s-a scumpit de la început când se învârtea pe la 8, 10, 12 dolari până astăzi, de vreo 1000 de ori, cel puțin. Și în cazul ăsta, da, ai făcut un profit bun dacă cumpărai atunci. Nu mai suntem în etapa geeks and freaks, când cumpărau doar oamenii care aveau habar și intuiau viitorul sau pur și simplu aruncau cu banii după ceva ce nu credeau că să aibă vreodată valoare. Astăzi suntem în etapa în care toată lumea cumpără și vinde și de foarte multe ori cumpără și vând oameni afectați de FOMO sau FUD. FOMO este Fear of Missing Out și FUD este Fear, Uncertainty and Doubt. Adică ori le este teamă să nu rateze oportunitatea și de aceea foarte mulți cumpără în perioada asta. Cel mai probabil în același motiv te uiți și tu la noi ca să afli cum cumperi și noi tot amânăm să-ți spunem cum cumperi. Și pe partea cealaltă sunt cei care au cumpărat și vând din Fear, Uncertainty and Doubt, adică de teamă și îndoieli și așa mai departe. Și sunt multe motive pentru care să argumentezi în ambele sensuri. Să cumperi criptomonede este o investiție în viitor mai degrabă. În prezent e destul de greu să cumperi ceva cu criptomonede, cu excepția bitcoinilor. Cu bitcoinii poți să cumperi orice. Fă un experiment, dă o căutare cu cuvântul bitcoin pe OLX și o să găsești mașini, case și așa mai departe. O mulțime de oameni vor să vândă lucruri pe bitcoin. Probabil că zilele astea stau un pic așa să mai crească prețul și vor vinde din nou. Pentru că foarte multe chestii care sunt la mâna a doua sau case care nu s-au mai vând, nu reușesc să se vândă, sunt mai vandabile, să zicem, pe o criptomonedă când oamenii vor să scape de criptomoneda aia. Cred că așa va ajunge până la urmă Bitcoin-ul să devină relevant prin astfel de tranzacții. Așadar, ai cum să folosești, să zicem, Bitcoinii pentru anumite tranzacții, mai degrabă de la o persoană la cealaltă, însă atunci când cumperi Bitcoinii trebuie să ai mare grijă de unde îi cumperi. Sunt câteva surse importante de unde poți cumpăra Bitcoin. Am vorbit în episoadele trecute despre achizițiile de pe marketuri. Acelea sunt sursa sigură, de pe marketuri sau de pe magazine, de pe site-uri specializate, cum ar fi, spre exemplu, în Statele Unite, cel mai mare trader de așa ceva este Coinbase. Dar Coinbase, ce să vezi, au fost de curând hăcuiți.
Ei și-au asigurat clienții, dar mai au și investigații în derulare și nimeni nu știe exact câți bani au dispărut. Până și Coinbase au fost hackuiți, dar nu prea tare. Important este ca de obicei, ca să nu fii tu cel care s-a afectat de un astfel de hack pe un magazin de criptomonede, bagi cardul, îți cumperi bitcoinii și după ce ai primit în portofelul de pe site, să-i retragi într-un portofel fizic, despre care am vorbit într-un alt episod. Din nou, ai link-uri în descriere. Așadar, cumpărăm și scoatem repede banii de pe site-uri recunoscute care știm că sunt cât de cât safe. Și în top, vă spuneam, este Coinbase, dar mai sunt și site-uri care nu funcționează neapărat cu cardul. Mai sunt cei de la Kraken sau de la Binance, unde poți să faci transferuri în cont sau poți să transferi alte criptomonede după ce ai cumpărat undeva. Românii, în general, apelează însă și la un exchange românesc, la cei de la Coinflux, de care am aflat de la voi din comentarii din episoadele trecute. Mea culpa, nu știam că avem un exchange românesc, însă eu am cumpărat de probă să văd cum funcționează niște criptomonede și de pe CryptoCoin.pro, unde poți să cumperi prin plata cu cardul sau prin transfer bancar într-o bancă. Și acestea sunt metodele cele mai sigure. Așadar, cum cumpărăm de pe marketuri? Păi, în primul rând, să ne facem conturi acolo. Să-ți faci cont pe un exchange sau pe un market presupune niște măsuri de siguranță foarte speciale. O să observi că magazinele îți cer o mulțime de date personale și copii după documentele tale importante. O să te pună chiar să scrii un document pe care scrie că această poză este făcută pentru exchange-ul respectiv, pentru că încearcă să-și ia măsuri de prevedere împotriva fraudelor. Și aceste magazine, ele fac bani din comision, din tranzacțiile dintre utilizatori. Interesul lor nu este să accepte bani de la oricine, ci de la vânzători și cumpărători credibili. Iar în spatele acestor site-uri care tranzacționează criptomonede sau sunt efectiv o piață pentru cumpărare și vânzare, întotdeauna există măsuri legale care trebuie respectate și instituții care vin să le verifice. Nu odată s-a întâmplat ca unii cumpărători de Bitcoin să fie contactați după aceea de poliție sau de FBI și să fie întrebați de unde au cumpărat acei Bitcoin, pentru că au fost implicați, spre exemplu, recent, poate într-un hack sau într-un furt. Se poate întâmpla ca tu să fii o persoană de bună credință, dar Bitcoinii aceia sau Etherul sau cine știe ce să fie marcați ca făcând parte dintr-o tranzacție ilicită la un moment dat. E bine, la Bitcoin banii nu pot fi confiscați și repuși în circulație. Autoritățile pur și simplu îi marchează ca făcând parte dintr-o fraudă, iar exchange-urile văd când circulă prin portofelele utilizatorilor astfel de bani și atenționează autoritățile sau chiar blochează acele tranzacții. Da, se poate. Deși unii cred că bitcoinii sunt utili pentru a face tranzacții anonime, nu este cazul. Așadar, am vorbit mult, dar în esență rămânem la aceeași idee. Nu investi decât banii pe care ești pregătit să-i pierzi și când ești pregătit să investești, investește atunci când ai banii pregătiți și disponibili. Nu cumpăra însă pe vârfuri. Nu poți să știi dacă după vârful ăsta urmează un alt vârf. Dar cel mai bine este să cumperi atunci când piața scade puțin. Asta am observat eu în timpul de când urmăresc aceste tranzacții. Întotdeauna există un fel de fierăstrău și există grupuri de oameni care pur și simplu investesc într-o monedă cât o facă să crească, vin alții și investesc bani și apoi își scot banii. Nu ai vrea să fii afectat de acest pump and dump. Momentul cel mai bun așadar să cumperi este când nu este moneda respectivă prea sus. Încearcă să aștepți un moment de coborâre și apoi unul de revenire. Sfatul meu este însă, ca să te asiguri că acea scădere s-ar putea să redevină creștere, e ca nu cumva moneda să fi fost dovedită ca fiind falsă sau să nu aibă susținere din punct de vedere tehnic. Urmărește grupurile de discuție de pe Reddit și Telegram pentru acea monedă. Dă un Google și o să le descoperi. Pe termen scurt, aceste fluctuații masive ale monedelor ne surprind, ne pot speria sau ne pot face fericiți. Unii fac profit, alții pierd bani. Pe mine mă interesează mai degrabă tehnologia pe termen lung și foarte lung. Blockchain-ul are potențialul de a ne schimba viețile, de a schimba tehnologia așa cum o știm. Dar despre toate lucrurile astea mai vorbim noi într-un episod viitor din Crypto Vineri. Nu uita să te abonezi ca să fii primul care află când mai postăm un clip nou. Și dă-ne și un like și un share că merităm. Numai bine!